Corupția ucide. Vă amintiți de acest slogan în urmă doar cu câteva luni? Și iată că vedem astăzi în multe situații că corupția, coroborată cu indiferența, și e important să subliniem acest lucru, poate să ucidă literalmente. Am văzut cazuri în sănătate. Și poate să ucidă social, prin alienare, atunci când aceste ingrediente, corupția și indiferența, le întâlnim în educație, de exemplu. Ca să dau doar două exemple din două domenii în care există un sentiment clar în societate că avem nevoie de reformă, dar avem impresia că această reformă trebuie să vină doar din partea statului sau a guvernului. Și pot să vă asigur că în ambele domenii, și în sănătate și în educație, trebuiesc luate măsuri politice sau guvernamentale ferme, dar în ambele domenii, fără o schimbare de atitudine din partea noastră ca beneficiari ai serviciilor publice din sănătate și din educație, nu o să reușim să eliminăm nici corupția și mai ales indiferența.